M-aș întoarce cumva din nou la școală, măcar pentru perioada aceea frumoasă, lipsită de griji, dar mai degrabă cred că ar trebui să se întoarcă cei care au recurs la abandon școlar din diverse motive personale, sociale și așa mai departe, așa că vă anunț că există un proiect în acest sens de care puteți să beneficiați și despre acest proiect ne vor povesti mai multe Mădălina Dumitru, director executiv al Direcției de Asistență Educațională Voluntari, prietena noastră, și Cristina Petreghiță, inspector școlar general adjunct. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Mă bucur că ați venit și în echipă. Pe Mădălina noi am mai cunoscut-o de-a lungul timpului și știm cât de implicată este în ceea ce privește sistemul educațional și cât de mult suflet pune. Am avut și momente așa ușor lacrimogene, am vorbit și despre copii și despre tablete și despre această perioadă dificilă și aș vrea să întreb acum, am pomenit abandonul școlar la început. În realitate, cum impactează acesta sistemul educațional? Câți tineri, câți adulți, de fapt, scapă, de fapt, din acest sistem pe care ar trebui să îl simtă în prezent în viața lor și de care ar trebui să beneficieze pe termen lung. Chiar dacă la prima vedere acest fenomen pare că ar avea un impact foarte, foarte redus, nu este adevărat. Din păcate, chiar și în zona București-Ilfov, nu vorbim de un județ îndepărtat, rata abandonului are niște valori semnificative. Fapt pentru care la inspectorat de câțiva ani buni de zile am tot fundamentat niște analize pentru proiecte și într-un final, după câțiva ani buni, am reușit să obținem niște proiecte cu finanțare europeană care se focusează exclusiv pe reducerea abandonului școlar. Și dacă vorbim de abandon școlar în rândul elevilor care, să spunem, au depășit cu 4 ani vârsta ciclului de școlarizare în care ar fi trebuit să se afle, în cadrul acestor proiecte noi ne referim și la cei tineri sau chiar adulți care au abandonat școala acum câțiva ani buni de zile și care merită o a doua șansă. Aș vrea să întreb cum s-a născut acest proiect, cum ați reușit să puneți bazele, cât de dificil a fost. Da, în județul Ilfov există o mobilitate sau o dinamică demografică excepțional de mare, astfel încât de la an la an bazele noastre sau de date se modifică excepțional. Vorbim nu numai de un spor demografic, un spor natural pozitiv, vorbim mai ales de sporul migratoriu, pentru că există o mobilitate teritorială din punct de vedere al populației excepțional de mare. Dar pornind de la comunitățile noastre, ilfovene, până la a ajunge în fiecare an la datele reale din teritoriu, în sfârșit, anul trecut, am reușit să scriem în parteneriat cu Asociația Sfântul Stelian și Inspectoratul Școlar un proiect foarte mare în valoare de... De fapt, sunt două proiecte în oglindă în valoare totală de 4 milioane de euro. Sunt două proiecte tocmai pentru a acoperi o suprafață teritorială cât mai mare în județul Ilfov, astfel încât cât mai multe comunități să beneficieze de programul de formare a doua șansă. Ne bucurăm, acum eu risc să devin și subiectivă, pentru că relația mea cu Mădălina nu este una recentă, este tocmai una de câțiva ani bun de zile, am fost partener în diferite proiecte, eu fiind și profesor titular în voluntar la liceu. Risc să devin puțin subiectivă pentru că îmi doresc foarte mult ca și comunitatea voluntară, o comunitate foarte mare și foarte mixtă, foarte mozaicată, care are nevoie de sprijin, de ajutor și mi-ar plăcea foarte mult să reușim, Mădălina, să facem câteva grupe de a doua șansă chiar în școlile din voluntari, pentru că există foarte mare implicare și din partea directorilor de acolo. Mi-ar plăcea foarte mult să reușim, sunt convinsă că o să reușim, dar numai cu ajutorul partenerilor noștri, vorbim de primărie și aici vreau să mulțumesc Mădălinei pentru tot efortul pe care l-a depus ca să mediatizăm acest proiect prin Direcția de Asistență Educațională sau prin Direcția de Asistență Socială. Suntem la început și vrem să convingem cât mai mulți oameni, fie că sunt tineri, fie că sunt adulți, pentru că grupul țintă sau proiectul se adresează tinerilor și persoanelor care au umplit până la vârsta de 64 de ani. Asta adică... mi s-a părut fabulos.
Am reușit să obținem acest program pe acest grup țintă, lucru pe care altă formă, altă entitate sau Ministerul Educației nu are bază legală să școlarizeze. De aceea sper să venim în sprijinul tuturor celor care au nevoie să-și definitiveze studiile, pentru că trăim în o perioadă destul de dificilă și fiecare dintre noi avem nevoie de sprijin, să ne sprijinim unii pe alții și mai ales să putem beneficia de a doua șansă. Acum spun lucrul ăsta poate și cu foarte multă implicare, în sensul că predau, spre exemplu, la voluntariu, fiind la inspectora, nu pot să am foarte multe ore, dar acele ore mă încarcă pozitiv, mă încarcă energetic. În afară de elevii mei de clasa 12-a, pe care îi pregătesc pentru bacalaureat la clasă, în weekend predau la învățământul fără frecvență. Ori acolo am cunoscut fel și fel de oameni cu povești excepționale, pe care îi admir și îi respect pentru că s-au înscris la școală să-și definitiveze studiile. De aceea fac apel la toți cei care cunoașteți, aveți cunoștințe de persoane care din diverse motive nu au reușit să-și termine studiile. Acum este momentul. Aș vrea să o întreb puțin și pe Mădălina cum are loc această colaborare dintre voi, pentru că eu, dacă aș fi cunoscut-o pe doamna inspector Cristina cât încă eram în liceu și s-a anunțat vreo inspecție, cel mai probabil m-aș fi temut de ea, dar uite, descoperă o persoană foarte caldă, foarte empatică, foarte motivată și implicată și cu foarte mult bun simț și spirit civic. Așa cum este. Colaborați? Colaborăm foarte bine și de mulți ani de zile. Eu, când am venit la direcție, m-am bucurat să am asemenea persoane cu care să colaborez. Nu numai că este o persoană caldă, dar este o persoană cu foarte multă inițiativă. Și de-a lungul anilor, în toate proiectele la care am luat parte, am avut un feedback foarte bun și dorința noastră este comună. Uh-huh. Cred că ăsta este cel mai bun. Da. Scopul comun, pentru că interesul este să creștem gradul de educație, să aducem cât mai mulți copii la școală și acest tip de proiect este chiar ceea ce trebuia. Și ca să fim pe înțelesul tuturor privitorilor, în cadrul acestui proiect există mai multe paliere de activități. În afară de programul A doua șansă, în baza planului cadru curricular aprobat de minister, mai există și un segment de consiliere și orientare în carieră, mai există și niște beneficii în sensul că atunci când un cursant termină un an de studiu, poate beneficiază și de o subvenție, trebuie spus lucrul acesta, o subvenție de până la 1500 de lei, de pachete igienico-sanitare, de rechizite. Deci vrem să îi sprijinim și din punctul acesta de vedere, astfel încât să poată să termine cu succes anii de studiu. De asemenea, ne adresăm și colegilor profesori care se implică în acest proiect și domnilor lor vor beneficia de mai multe cursuri de perfecționare, fie cursuri acreditate de Ministerul Educației, cum ar fi metode de prevenire a abandonului școlar, și consider că oricare dintre cei implicați în program trebuie să se specializeze pe acest aspect, dar și cursuri care presupun o calificare, cum ar fi consilier vocațional, formator, sau chiar ne adresăm și colegilor din categoria personalului didactic auxiliar cu instructor preparator formare. Deci încercăm să cuprindem și să avem un agregat cât se poate de solid, astfel încât să formăm acea echipă care, pe parcursul a 3 ani de zile, să putem să ne bucurăm de rezultatele celor din comunitatea ilfoveană în general, din voluntari în special. Da, asta este un lucru care nouă ne-a plăcut foarte mult la acest proiect, faptul că se pot face cursurile în voluntari. Uh-huh. Mulți oameni nu mergeau la acest tip de cursuri pentru că trebuiau să se ducă în afara localității de domiciliu, lucru care nu este totdeauna ușor. Da. Și plus că un alt lucru foarte important este flexibilitatea programului. Nu trebuie să abandonezi locul de muncă. Uh-huh. Tocmai pentru că targetul este de o vârstă la care majoritatea au un loc de muncă, împreună cu colegii de grupă și cu cadrul didactic, se poate face în așa fel încât cursurile să se desfășoare după amiaza sau chiar și în weekend, ceea ce ajută foarte mult cetățenii. Adică poți să-ți continui
cu locul de muncă, dar să-ți termini și studiile și după aceste studii să iei un loc de muncă mai bun. Deci te ajută foarte mult. Și asta ne-a bucurat, faptul că vom putea să ținem cursurile la noi în școlile din voluntari, care sunt oricum aproape și dintotdeauna au oferit cei mai buni pentru cetățeni. Și ne dorim să avem cât mai mulți doritori. Chiar și din comunitățile învecinate, da, voluntariului. Mă îndrăzesc că mi se pare un proiect extrem, extrem de bun din toate punctele de vedere. Pe de o parte, atacați cauza abandonului școlar prin formarea profesorilor și preîntâmpinarea acestei probleme. Pe de altă parte, tratați efectele prin acest program. Și legat de ceea ce a spus Mădălina, această extra specializare, aceste abilități în plus sunt atât de necesare, pentru că am aflat că în realitate în această perioadă pe care o traversăm, clasa de mijloc riscă să dispară. Da. Sunt 150 de milioane de oameni la nivel european care nu mai sunt pe această scară socială, tocmai din cauza faptului că își pierd locurile de muncă, pentru că în realitate cred că odată cu pandemia ai nevoie de abilități noi, mai ales dacă n-ai reușit să termini studiile, abilitățile acelea lipsind, e cu atât mai important să mergi să completezi studiile ca să poți să-ți permiți un loc de muncă mai bun. Exact. Este, din păcate, o luptă acum între cei care își caută un loc de muncă și faptul că nu ai o diplomă de minim 10 clase este un foarte mare dezavantaj. Și acum noi asta încercăm să aducem pe piața muncii cât mai mulți cetățeni. Să le oferim șansa să aibă minima șansă pentru a obține un loc de muncă. Să nu mai fie cazuri sociale, da? Motiv pentru care colaborarea cu Direcția de Asistență Socială este esențială de asemenea și colegii de acolo la fel ne ajută în găsirea persoanelor țintă pentru proiect și sperăm să în felul acesta, în colaborare și cu asistență socială și cu noi, să ajutăm inspectoratul să găsească cât mai mulți cetățeni de la noi, din comunitate și din comunitățile de lângă, pentru a crește totuși gradul de educație în localitățile din Ilfov. Aș vrea să întreb, pentru că gândindu-mă, îmi dau seama că momentan nu cunosc pe nimeni care ar avea nevoie de acest program, dar dacă mi se ivește oportunitatea să pot să povestesc despre el, aș vrea să știu exact cum se poate înscrie această persoană care m-aș adresa în acest program. Deci, în momentul de față, Inspectoratul Școlar a încheiat un parteneriat, de fapt e tripartit, Inspectoratul Școlar, Unitatea de Învățământ și Asociația noastră parteneră, de fapt beneficiarul Sfântul Stelian. În baza acestui acord de parteneriat, școala, practic, se implică în tot ce înseamnă organizarea programului, pornind de la mediatizare și, bineînțeles, la înscriere. Există un pachet de documente, pornind de la o simplă cerere, până la, eu știu, o copie după buletin, niște declarații pe care cel care dorește să înscrie le completează. Ăsta este dosarul. În momentul când o grupă este formată, fie că e vorba de secundar inferior, fie că e vorba de primar, grupă de primar, noi solicităm mai departe, de fapt școala solicită la inspectorat un acord de suplimentare locuri, plan de școlarizare și faptul că proiectul este cofinanțat de la bugetul de stat prin Ministerul Educației și Cercetării, practic contribuie cu 20%, noi mai departe la minister solicităm aprobare locuri suplimentare la acea școală ca acele persoane să poată să fie înscrise în SIR, să aibă un număr de registru matricol și să poată să îi se recunoască la final prin diploma de absolvire studiile parcurse. Un alt avantaj este că și pe perioada vacanței de vară continuă acest program. Deci, așa cum apărea în afiș, un nivel de studiu de prim învățământ primar poate să se definitiveze în 3-5 luni. Lucru pe care, în mod normal, conform calendarului școlar, un an de zile înseamnă mult mai mult. Se comasează cursurile astfel încât să poți să termini mult mai repede. Mult mai repede, da. Apropo de înscrieri, înscrierile se pot face și la noi, la Direcția de Asistență Educațională și la Direcția de Asistență Socială. Deci asta este ideea. Lucrăm împreună ca să oferim facilitatea de a identifica și de a înscrie cât mai mulți cetățeni. Eu, sincer, mărturisesc că sunt fascinată de voi două, pentru că de-a lungul timpului am avut ocazia să prezint în această emisiune destul de multe inițiative private de a crea un sistem echitabil de învățământ pentru toată lumea și mă bucur că văd că din interiorul sistemului pleacă inițiative extrem, extrem de frumoase, extrem de bine construite și care cred că vor avea un impact semnificativ, vor schimba viețile oamenilor și cu siguranță vor crește și accesul pe piața muncii, vor aduce oameni mult mai bine antrenați cu abilități mai bune, capacități mai bune. Cred că
prin acest proiect cu toții avem de câștigat, mai ales dacă reușim să aducem această conștientizare și să le spunem, hei, uite, da, există o a doua șansă. Da, asta a fost scopul și în voluntare, dintotdeauna autoritatea locală s-a implicat în acest proces de a școlariza și de a preveni abandonul, motiv pentru care noi avem bursele școlare de ani de zile, tocmai în ideea de a îndruma copiii, da, către școală și de a-i stimula să rămână în școală. Și a avut un efect bun. Chiar și celelalte facilități cu tabletele, cu masa caldă, cu after school-ul, au fost măsuri prin care copiii din voluntari au fost stimulați să rămână în școală și părinții să-i îndrume către școală. Gratuitățile de asemenea, la grădiniță, i-au îndrumat să... Vă mulțumesc tare, tare mult că ați venit și vă aștept cu drag oricând. Și eu, Mădăline, i-am mai spus în repetate rânduri, eu n-am nicio emoție să fac un copil în această perioadă. Știu că există foarte multe presiuni financiare în momentul în care vine pe lume un copil, dar mă gândesc că, făcând parte din această comunitate, în voluntari, cum necum, copilul meu va avea o educație foarte bună, acces la diverse activități sportive, iarăși gratuite, va mânca bine și sănătos, n-aș avea nicio grijă. Vă mulțumesc tare mult că ați venit. Noi mulțumim și eu mulțumesc. Avem și o știre pentru voi în această dimineață, o știre care mă privește oarecum și pe mine. 7 din 10 nunți planificate în 2020 au fost anulate sau amânate din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Nemulțumiți de măsuri sunt și organizatorii ale căror afaceri au fost grav afectate. Aceștia așteaptă cu nerăbdare startul sezonului de nunți de anul acesta. Cei care lucrează în această industrie propun o serie de soluții, printre care testarea invitațiilor. Cum petrecerile de nuntă sunt interzise, firmele care se ocupă de organizarea acestor evenimente au fost lovite din plin în pandemie. Antreprenorii spun că se descurcă foarte greu în această perioadă. În ceea ce privește angajații, i-am păstrat și acum sunt în șomaș tehnic. Deci afacerea, pot să zic că e căzută, deci na, rău a mers. Dacă ne raportăm la anul 2019, noi am funcționat, că am avut avantajul să avem terase, câteva terase în aer liber, am funcționat la 30% din capacitate, adică rulajul a fost cu 70% mai mic. Atât cuplurile care vor să își unească destinele, precum și antreprenorii din industria nunților, așteaptă cu nerăbdare startul sezonului de anul acesta. Cei din urmă au propus deschiderea sezonului de evenimente pe data de 15 mai. În schimb, Florin Câțu a spus că începând cu data de 1 iunie se poate lua în calcul relaxarea măsurilor cu privire la organizarea evenimentelor precum nunți și botezuri. Organizatorii vin cu o serie de propuneri pentru ca desfășurarea evenimentelor să fie reluată și au prezentat idei chiar și în fața autorităților care se ocupă de gestionarea pandemiei. Noi acum am făcut un demers către guvern și către Ministerul Sănătății și către DSP. Cei care s-au vaccinat, să vină cu dovada că s-au vaccinat, dintre invitați, cei care au trecut prin boală, să vină cu dovada că au anticorpii, iar ceilalți să accepte să-i testăm la intrare. Să facem un triaj cu o asistentă medicală, să plătim. Avem miri care sunt dispuși ei singuri să plătească tot. Toată această testare, că să respectăm în continuare distanțele între mese, să respectăm mirii să înțeleagă, să le spună invitaților să danseze un pic mai depărtați. Pandemia le-a dat planurile peste cap multor tineri care și-au planificat nunta mult visată în ultimele 12 luni. Dintre cuplurile care și-au propus să-și unească destinele în ultimul an, 70% au decis să amâne evenimentul din cauza pandemiei. Alte cupluri s-au orientat și au ales să-și facă nunta în aer liber. Ioana Selner deține un business care organizează nunți pe plajă în 10 țări. Spune că marea, nisipul și aerosolii sunt principalii factori pentru care românii preferă organizarea evenimentului pe plajă în detrimentul unui local tradițional. În timpul pandemiei a observat o creștere a cererii în rândul celor care optează pentru ca nunta să aibă loc sub cerul liber. Deja este un trend, fiindcă și anul trecut foarte mulți tineri au ales să se căsătorească pe plajă, iar anul acesta mai mult decât anul trecut își doresc o nuntă pe plajă. Vin în diverse țări, cu precădere în Grecia, unde toți vin fie cu PCR test, fie cu vaccin, fie cu test de anticorpi și atunci oamenii se simt mult mai siguri în cadrul unui astfel de eveniment în aer liber, chiar pe plajă. Printre plajele preferate de tinerii care vor să-și unească destinele se numără cele din Grecia, Maldive sau Republica Dominicană.
Secolul în care trăim ne permite să avem din ce în ce mai multe perspective asupra învățământului. Avem pe de o parte învățământ în sistem public, pe de altă parte învățământ în sistem privat, dar avem și profesori freelanceri și vreau să stăm de vorbă cu primul profesor freelancer din Oradea, așa că am să-i spun bună dimineața Roxanei Livia Cacioara. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici! Și noi ne bucurăm să ne auzim tocmai la Oradea și aș vrea să întreb care a fost experiența dumneavoastră cu sistemul public de învățământ și cu cel privat, că am înțeles că ați migrat în ambele părți până să ajungeți la freelancing. Exact. A fost un adevărat proces până am ajuns aici. Ca orice tânăr care și-a dorit foarte mult să devină profesor, eu, de exemplu, din clasa 6 mi-am descoperit această plăcere de a explica copiilor în jurul meu, chiar dacă erau de o vârstă cu mine. Am urmat toți pașii, facultatea, masteratul, absolut tot ce a trebuit. Am făcut toți pașii corect, să zic așa. Am fost și titular în sistemul de stat. Cei care au dat examenul de titularizare știu că este un examen extrem de greu. Eu cel puțin l-am perceput ca fiind cel mai greu examen pe care l-am dat vreodată. Dar ulterior, lucrurile în învățământ fiind un sistem atât de mare, tu nu reprezinți neapărat o anumită persoană, tu reprezinți un număr, un dosar, o notă și așa mai departe. Am primit un post pe care pe mine pe moment nu m-a atras deloc să mă duc acolo, deși l-am câștigat prin concurs și a fost o muncă foarte dificilă, în sensul că chiar adineaori mă uitam la știrea pe care ați prezentat-o despre nunți. Eu chiar atunci mă pregăteam pentru nuntă și știu că i-am zis soțului, las orice organizare pentru nuntă, numai să mă văd intrată în sistem, să pot să-mi iau, mi-am dat definitivatul, atunci mi-am dat titularizarea. Definitivatul luasem cu 10, titularizarea am fost prima în 2008 și în momentul în care s-a terminat tot, i-am zis soțului, ok, acum mă pot ocupa și de nuntă, ceea ce nu e foarte caracteristic unei fete care își dorea foarte mult să căsătorească. Dar vreau doar să scot în evidență prin acest exemplu că, deci cât de mult a însemnat pentru mine să pot să intru în sistem. Eu altceva nu-mi doream decât să fiu în sistem și să predau claselor de copii însetați de matematică. Așa îi aveam eu în mintea mea. Experiența a fost în momentul în care am văzut ce înseamnă să lucrez la stat. Nu m-am dat din prima bătută, adică eu am lucrat 9 ani de zile la stat, cu detașări, cu supliniri, absolut toate etapele prin care trece un profesor începător. Și tot ce auzeam în jurul meu, deci eu pe dinăuntru aveam, era o luptă. Voiam să-mi fac meseria într-un anume fel. Mi se spunea să am răbdare, că urmează să pot să-mi o fac și așa, doar că mai trebuie să treacă câtva timp și să pot după aceea să ajung într-un post pe care mi-l doresc. Deci cumva toată lumea mă îmbia să mai am răbdare. Dar eu în mine simțeam că eu nu mai am răbdare, pentru că în momentul în care tu ești, să zic, detașat într-o școală, este normal să ți se dea exact clasele pe care nimeni altcineva nu le ia și am înțeles treaba asta. Dar ce era foarte frustrant era că în momentul în care tu iei un colectiv nou de elevi, încep managementul clasei de elevi, de fapt, că tu acolo ești un manager în momentul în care intri la clasă. Sunt tot felul de probleme, zi de zi, de la cele mai mărunte până la cele mai grave. În momentul în care reușeam să adun clasa, să ne pornim, să ne stabilim o legătură, aproape că se termina anul școlar și eu trebuia să mă mut în altă parte, să o iau de la capăt cu alți elevi. Deci asta a fost una dintre lucrurile care mă pustiau cel mai mult, să zic așa. Mă atașam de copii și trebuia să plec în altă parte să ocup temporar un alt post. Asta în condițiile în care eu aveam un post al meu, dar n-am vrut să fac naveta până acolo. Mi era foarte greu cu copii mici, căsătorit, acasă, din Oradea. Eu eram la 80 de kilometri, am primit post. La un moment dat m-am hotărât să renunț, lucru care a fost privit foarte sceptic de către colegii din Breaslă, ceea ce înțeleg, pentru că e greu să-ți imaginezi că cineva deschide o ușă a sistemului, iese din ea și cumva există ceva și dincolo. Ei, da, există. Există viață și dincolo de sistem. Aici aș fi vrut să ajung, aș fi vrut să înțeleg mai bine ce înseamnă această ușă pe care ați ieșit și ce înseamnă zona de freelancing.
Este o zonă din care eu învăț zi de zi, pentru că această potecă, să zic așa, nu este pătătorită. Eu îmi scriu tot, asta mi-e și unul dintre sloganuri, povestea nu este gata scrisă, noi o scriem zi de zi. Eu mi-am deschis un SRL, de fapt asta am făcut. Toată lumea știe că există două tipuri în care profesorii pot să activeze. Poți dimineața la o școală sau poți și sau, în particular, cu elevii. Și atunci eu am zis, ok, pentru mine cel mai important ar fi să pot să-mi fac meseria exact cum cred eu că vreau să-mi o fac. Și atunci m-am gândit să-mi organizez ca SRL. Asta dându-mi după aceea o posibilitate, în cazul în care îmi doresc în anii următori, să cresc. Adică să pot să fac angajări și să formăm o adevărată echipă, pentru că cerere există, atâta că vreau să fac toți pașii corecți, încet, încet, ca să nu simt în niciun moment că sunt copleșită, mai ales fiind și ceva nou. Și atunci vreau să mă duc treptat, organic. Eu mi-am, în vechiul nostru apartament, în care am locuit cu soțul la începutul căsătoriei, mi-am amenajat o sală de clasă. Eu acum nu sunt acolo, eu sunt în sala de clasă pe care mi-am amenajat-o la noi acasă, în birou, de unde eu îmi țin orele online de un an de zile. Și acolo, la fiecare etapă, mai îmi cumpăram ceva ce aveam nevoie, pentru că mi-am dat seama că condițiile sunt foarte importante. Momentul în care un copil intră în cabinetul de matematică, eu așa îi spun, voiam să îl îmbie spre învățat, voiam să se simtă deja că se are o deschidere spre matematică. Și atunci am pus în acel cabinet absolut tot ce mi-ar fi plăcut mie ca elev să existe într-un cabinet de matematică. Asta a fost prima etapă, să-mi organizez locul. Apoi mi-am dat seama că e foarte importantă starea pe care eu o creez în cabinet. De fapt, de asta m-am și desprins din sistem, pentru că am vrut să fiu stăpână pe ceea ce fac, inclusiv pe starea care se creează alături de mine în cabinet. Copiii sunt foarte receptivi în momentul în care ei sunt auziți, sunt văzuți, sunt înțeleși. Și atunci, în momentul în care eu reușesc să stabilesc această legătură cu ei de încredere, de fapt, de prietenie, atunci ei își doresc pur și simplu să se autodepășească, să mă impresioneze, dacă vreți, între ghilimele, și eu, la rândul meu, doresc mereu să impresionez cu metode cât mai noi, cât mai inventive, cât mai inovative și totul să fie cât mai plăcut pentru ambii parteneri, să zic așa, de studiu. Mi se pare o perspectivă foarte, foarte interesantă și aș mai avea o curiozitate. Cum ați vedea dumneavoastră un sistem educațional ideal, un sistem în care copiii să beneficieze atât de perspectiva dumneavoastră, cât și de accesul la educație gratuit? Da. Adevărul este că mi-e foarte greu, mi s-a mai pus această întrebare, care ar putea să fie soluția în sistemul de stat. Probabil dacă aș fi avut aceste răspunsuri, rămâneam și duceam lupta, să zic așa, între ghilimele din interior. Felul în care eu reușesc să mă organizez în cabinetul meu, cel puțin deocamdată, nu este compatibil cu ceea ce se întâmplă în sistemul de stat. Vă spun asta pentru că eu, ca să mă asigur că fiecare copil progresează, îmi fac grupele relativ puține. Puține în ce sens? Ca număr de elevi. Asta înseamnă undeva în jur de 4-5 copii pe care eu îi așez din start în grupele potrivite. Deci la mine nu există că iau doar cei mai buni elevi din... Nu! Eu iau elevi slabi, medii, buni, atâta timp cât am grupa potrivită, îi accept la mine în cabinet. Pentru că eu în felul acesta, punând copilul potrivit în grupa potrivită, eu deja mă aliniez pentru a avea progres cu fiecare, că de fapt eu asta urmăresc, progres. Pe când în sistemul de stat, acolo unde clasele sunt numeroase, știu pentru că am trecut prin aceleași greutăți când eram profesor la stat, tu ai acolo 30 de copii, doi foarte buni care ar vrea să ajungă la olimpiadă, vreo 5-6 care nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă la tablă și ei cumva ar vrea să fie lăsați undeva acolo în spate și să nu-i bage nimeni în seamă, iar și cei de mijloc. Iar ce se întâmplă, deci cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-o clasă este ca cineva să fie compromis. Fie cei buni, fie cei medii, fie cei slabi. Și de aceea eu deocamdată spun că îmi este greu să văd
metoda pe care eu o aplic exact în sistemul de stat, cum există în această formă, din cauza claselor care nu sunt omogene. Și de asemenea, eu încerc tot timpul să asigur un feedback în fiecare zi cu fiecare părinte pe baza unor fișe de observații, în care eu efectiv fac niște analize, ce ar trebui îmbunătățit, ce ar trebui să facem, unde am progresat, lucru care, din nou, eu nu l-aș putea aplica la o clasă de 30 de elevi și să vorbesc cu fiecare părinte în parte, pentru că un profesor în sistemul de stat are 4, 5, 6 ore într-o zi, ori 30. Este, de aceea vă spun că dacă vă așteptați de la mine la o soluție pentru sistemul de stat, nu o am. De aceea am și preferat să ies, dar nu oricum am vrut să ies, ci făcând ceva, încercând totuși să-mi creez locul meu cel mai potrivit, unde eu simt că rezonez cel mai bine cu modul acesta de lucru. Mi se pare un lucru de admirat și mulțumesc tare mult că ne-ați oferit această perspectivă asupra sistemului educațional. Eu cred că, auzind, învățând, putem să creăm un mix echilibrat, astfel încât să putem să răspundem tuturor nevoilor pe care copiii din sistemul educațional românesc le au în acest moment. Mulțumim tare, tare mult pentru această intervenție. Și eu mulțumesc! Dacă astăzi am început prin a povesti despre emoțiile examenului, am continuat să vorbim despre școală. Am descoperit o nouă metodă de predare. Eu zic să mergem cumva în aceeași direcție, doar că ar trebui să ne uităm mai degrabă în suflet și în ceea ce se numește social media pentru adolescenți, în această capcană pe care o au de asimilat în aceste vremuri, așa că dacă avem tehnologie, avem cu siguranță și adolescenți care își caută validarea pe social media. Cel mai bine ar fi să mergem să consultăm un specialist. Un specialist se află alături de noi și în această dimineață să ne ofere sfaturi utile despre această problematică. Așa că am să-i spun bună dimineața doamnei psiholog Karen Rosner. Bună dimineața! Bine ați revenit! Mulțumesc de invitație! La fel de plăcut ca întotdeauna! Asemenea, mulțumim tare, tare mult că ați revenit și mi se pare relevantă această discuție pentru perioada pe care o traversăm. Sigur, este o discuție care nu numai că este importantă în general, ci este foarte impactantă, pentru că, într-adevăr, adolescenții în special, că probabil despre ei o să vorbim astăzi, au această dorință, tentație și comportament, uneori dependență, de a fi populari. Nu plecăm de la popularitate, pentru că, de fapt, asta caută adolescenții atunci când postează, când se uită la alți colegi sau prieteni de-ai lor sau necunoscuți care postează. E vorba despre persoanele populare care au devenit populare în mediul online pe aceleași criterii pe care un adolescent devine popular la școală sau în grupul de prieteni. O să vorbim despre motivele care îi determină să devină populari, motivele care îi determină pe cei care îi urmăresc să fie fascinați de popularitatea unora, deci contextul, ce beneficii au din această popularitate, cum și-o mențin, care este prețul plătit pentru popularitate. Cred că se aseamănă și atunci când vorbim despre popularitatea online, cuprindem și popularitatea în mediul obișnuit pe care îl frecventează adolescenții, nu în perioada aceasta, dar în general. Să nu uităm că perioada adolescenței este una foarte turbulentă. Adolescenții au trăiri foarte puternice, variate, contradictorii, pe care nu știu să și le gestioneze. De fapt, ei nu știu cine sunt, nu știu ce vor. Exact în această perioadă încep să-și detroneze părinții, să nu-i mai privească ca semizei, să le vadă defectele, să-i critique, și atunci există un conflict între adolescenți și părinți, nu numai pe acest criteriu, dar este foarte impactant această viziune nouă pe care adolescentul o are. Și în această perioadă se formează, se conturează și stima de sine, însă, în principal, personalitatea, cine este acel adolescent. Și pentru că vine dintr-o zonă în care nu știe și începe să se descopere, el își dorește și are nevoie de atenție, de apreciere, de validare, de unicitate, și toate aceste lucruri sunt îndeplinite în momentul în care el este popular.
este validat, pentru că ochii sunt ațintiți asupra lui. Sigur că atenția este în centrul atenției, ceea ce îi dă o stare de bine. Este un model pentru ceilalți. Însă popularitatea vine și cu niște costuri. Adică nu poți să fii popular și să ai o atitudine foarte firească, normală, uneori să-ți arăți emoțiile. Trebuie să-ți menții acea atitudine de leu, de persoană foarte sigură pe sine, să arăți foarte bine, să ai anumite obiecte care să tenteze, să fie interesante pentru ceilalți, să știi să te descurci în orice situație, să ai atitudine să fii spontan, să iei decizii. Deci este o responsabilitate și o angoasă cu care vine această popularitate. Să te menții popular este foarte greu, mai greu uneori decât să devii popular. Și există două categorii de popularitate. Popularitatea aceea care în general este apreciată și de părinți, se spune una pozitivă, adică adolescentul are calități, știe să se descurce, este genul acela de adolescent care are și note bune, prinde foarte repede, este inteligent, însă merge la petreceri, știe să se distreze, glumește, arată foarte bine, știe cum să curteze fetele. Și tot acest complex este foarte admirat și de prietenul lui, dar și de părinți, pentru că e un copil care se descurcă, care are performanță și prevede un tânăr de succes. Dar există și acea popularitate negativă, un adolescent care încearcă cu tot din adinsul să iasă în evidență și nu întotdeauna prin atitudine pozitivă. Adică încearcă să facă lucruri, să corupă ceilalți adolescenți, să facă lucruri indezirabile, să fie nepoliticos, să fie uneori agresiv, violent, să aibă o atitudine sfidătoare. Și acești adolescenți sunt populari, însă sunt populari și atrag o anumită categorie de adolescenți și, în general, sunt cei blamați de adulți, de profesori, de părinți. Și în mediul online se prelungește această popularitate, adică cei care au o popularitate pozitivă încearcă să posteze lucruri interesante, amuzante, lucruri care să-i provoace în sens pozitiv pe ceilalți. Să arate ce au făcut într-un anumit domeniu, hobby-urile pe care le au, le postează și le desfășoară și în mediul online. Pe când ceilalți au atitudinea la fel negativă și în mediul online încearcă să posteze filmulețe cu agresivitate, cu mesaje obscene sau cu mesaje de blamare a altor adolescenți. Și foarte important este cine și care adolescenți urmăresc prima categorie sau a doua categorie. Pentru că adolescenții uneori sunt foarte greu selectivi. Selectivitatea pentru ei ține doar pentru că sunt populari ceilalți, pentru că au obținut ceva ce își doresc și poate nu au. Devin un model și dacă îi urmează pe cei cu atitudine negativă, e chiar dacă nu au o structură agresivă sau violentă, de exemplu, ei încearcă să imite și devin violenți agresivi, chiar dacă în lăuntrul lor, emoțional, ei nu sunt pregătiți pentru această atitudine. Și atunci intervine un conflict interior care nu le aduce niciun beneficiu. Pe când cealaltă categorie, da, inspiră pe urmăritori. Și urmăritorii încearcă la rândul lor să facă lucrurile pe care le-a văzut sau la rândul lor să posteze sau să se exprime în același mod. Ceea ce este o parte benefică. Emoțional ei au nevoie de această popularitate și cred că fiecare adolescent își dorește să fie popular, pentru că acceptarea grupului este foarte importantă în această perioadă, iar acceptarea și atenția pe care o dau liderului de grup îi întărește
încrederea în sine, îi întărește responsabilitatea, că el conștientizează că este un model și că ceilalți îl urmează. Sigur, vorbim despre cei care conștientizează și merg pe o linie, iarăși, dezirabilă. Însă sunt și acei aroganți care încep să aibă o atitudine de defăimare a celorlalți, de umilire a altor adolescenți, ceea ce nu face bine nici pentru el, pentru că învață despre sine să se comporte și devine obișnuință acest comportament, dar și pentru ceilalți, pentru că, sigur, un adolescent popular care denigrează, care intervine în mod negativ asupra unui alt adolescent, îl face să devină foarte închis în sine, să se retragă, să nu mai aibă curajul vreodată să spună ceva, și are impresia că este respins, că el nu va putea să aibă prieteni și nu va putea să intre într-un grup vreodată. Ceea ce îl duce la însingurarea adolescentului care stă într-un col sau stă acasă cu căștile și ascultă muzică permanent, nu-l interesează nimic. De fapt, este o nevoie firească a adolescentului care nu este satisfăcută. Aș vrea să ne referim puțin la acest adolescent, că pe de o parte avem pe cei populari, dezirabili, indezirabile, da, rămâne de văzut, dar îl avem pe acest adolescent care se uită la ei și care își dorește și el un soi de popularitate, prieteni, nu știu, distracție, aventuri cu grupul de prieteni. Și îl urmărim așa, transformându-se și din adolescent timid începe ușor să răsară așa un mugure de curaj și face o glumă în public, crezând că simțul umorului este cel care îi va garanta accesul la popularitate și la un grup de prieteni, și face această glumă și nimeni nu râde la gluma lui. E prima lui încercare. Da, are tendința să imite pe cel care are popularitate, însă lui îi lipsește atenția grupului și validarea grupului. În momentul în care face el o glumă, s-ar putea să nu fie gluma cea mai potrivită sau să o spună într-un mod care nu mai este amuzant așa cum o face liderul, și el să trăiască într-adevăr o dramă în momentul în care ceilalți nu reacționează și el înțelege că de fapt el nu este bun, el nu va fi niciodată ca modelul pe care și l-a ales sau conjunctura îl face să îl aibă în fața ochilor. Și este dramatic pentru că el nu interpretează în mod real ceea ce se întâmplă, că poate n-a fost amuzant, poate n-a fost momentul de a spune o glumă. El interpretează că el nu este suficient de bun și că niciodată nu o să poată să fie acceptat de ceilalți, că ceilalți au ceva cu el, că ceilalți îl privesc diferit. De fapt, ce se întâmplă? Acel adolescent are el o părere proastă despre sine. Este vulnerabil, e neîncrezător, pentru că neîncrederea te duce să ai nevoie excesivă de validare, de atenție, nu? Că ceilalți să spună că ești bun și atunci și tu crezi lucrul acesta. Și această nevoie de validare, dacă nu se întâmplă, părerea pe care el o are, părere proastă despre sine, se validează. Această părere negativă este confirmată de grup și începe să se comporte conform acestei credințe al lui, că nu este bun, că nu va fi bun, că nu este acceptat, că este urât, că în perioada adolescenței este foarte important aspectul fizic și nu numai în perioada aceasta, dar are impresia că nu este suficient de frumos, că nu a mers la sală și nu arată bine, că fetele nu-l plac, că nu este amuzant, că nu e interesant. Toate calitățile pe care el le observă și le admiră la liderul de grup, la persoana populară, el nu le are. Și se retrage și devine poate submisiv, încearcă să facă orice este posibil ca să fie acceptat de grup, având impresia că nu prin el este acceptat și poate să fie acceptat, ci doar dacă face lucruri și începe să facă lucruri. Să facă lucrurile alea neplăcute din grup. Să meargă să cumpere apă, exact, o sticlă de suc, sau să care ce este mai greu, sau să ducă ceva, să facă, deci, lucruri umilitoare sau lucruri care el știe că nu ar vrea să le facă în dar alte care condiții. Totuși îi garantează un rol în grup. Exact, îi garantează acest rol. În viziunea proprie, are impresia că numai așa va fi cât de cât acceptat în grup și este dispus să facă orice sacrificiu doar pentru a fi acolo și de a fi acceptat.
Rolul părinților este foarte important în această perioadă, pentru că, așa cum am spus, părinții devin în altă relație cu adolescentul. Părinții sunt diferiți pentru că au anumite pretenții. Adolescentul începe să vadă diferit relația cu părinții și să-i vadă diferiți pe părinți, să vadă că părinții care erau pentru el atot puternici nu sunt așa și că nu sunt înțeleși de părinți. Și atunci un adolescent neînțeles de adulții din viața lui va căuta foarte mult acest grup în care să se valideze, fie să devină el popular, fie să facă pur și simplu parte din acest grup, să fie condus și acceptat. Adică e un mediu în care el se simte înțeles. Ar mai fi poate un aspect demn de menționat și discutat în această dimineață legat de această popularitate, ea și în mediul online și în mediul fizic poate să vină și să plece. Ești popular la un moment dat și brusc nu mai ești. Ești popular în liceu, ajungi la facultate și constați că există o mare de studenți care nu te cunosc și tu trebuie să o iei de la capăt cu întreg procesul de construire a popularității și te izbește acea lipsă. Odată cu conturarea identității de sine, care se formează în timpul adolescenței, în momentul în care ajungi la facultate, vezi altfel lucrurile, altfel relațiile și altfel, altele sunt pretențiile de la tine. Nu întotdeauna o persoană care a fost populară își dorește să rămână în continuare populară pentru că are alte priorități. Alte relații sunt importante și investește timp și energie în acele relații. Fie că sunt colegiale, fie că sunt profesionale sau romantice. Dar, într-adevăr, există adolescenți care au fost populari, care și-au câștigat poate popularitatea fără un merit special. Au fost o conjunctură sau pur și simplu colegii l-au validat cu această poziție și își dă seama că nu mai are aceeași poziție într-un mediu în care altele sunt prioritățile, interesele și criteriile de popularitate sunt diferite. Poate să fie foarte dureros pentru o astfel de persoană și să aibă impresia că nu se mai poate integra, că nu își găsește locul și de foarte multe ori se întâmplă să aibă impresia că și-a ales facultatea sau rolul greșit și să renunțe la ceea ce și-a propus și facultatea la care a intrat, crezând că de fapt nu-i place facultatea, când de fapt lui nu-i place, că nu este la fel de popular, că nu se integrează la fel de ușor, că nu este în centrul atenției. Foarte mulți își dezvoltă această latură narcisică, care dacă nu este hrănită, ei suferă și își caută mediul în care să aibă aceeași poziție. Depinde de maturizarea și de țeluri și de linia pe care o are în viață. Pentru că și această popularitate din adolescență ține foarte mult de linia, de ce vrea să facă adolescentul în viață. Pentru că sunt adolescenți populari care sunt foarte buni într-un anumit domeniu, au un hobby în care ei performează și acel hobby îi fac să fie admirați, popular, de exemplu, dacă cântă, dacă dansează, el devine o stea, o vedetă în cercul de prieteni sau în mediul școlar. Dacă merge la o facultate care nu apreciază foarte mult talentul artistic, ci este o școală tehnică, desigur că acest talent devine secundar, nu mai este în prim plan. Dar este dureros. Important este să înțeleagă adolescentul că nu mai este adolescent, a trecut spre tinerețe și în tinerețe are alte criterii și obiectivele lui să fie diferite. Și poate să devină popular în domeniul în care ar putea să fie popular la acel nivel. Poate să fie un bun student sau să facă lucruri, să facă voluntariat, să facă ceva pentru universitate, să facă publicitate, tot felul de domenii în care poate să investească și să se implice și să devină popular. Mai avem cam un minut de discuție și n-aș vrea să-l irosim. Aș vrea să întreb părinții ce rol joacă în popularitatea copilului. Ați menționat pe de-o parte părinții care nu-l validează pe copil și atunci el caută popularitate în altă parte. Dar sigur, este foarte și părinți care... Foarte important. Sigur că sunt părinți care înțeleg adolescentul și îl susțin. Și acei adolescenți poate au nevoie de popularitate, dar părintele poate să-l ghideze cum să fie popular, în ce zonă poate să performeze, să
primească admirație și confirmare din partea grupului. Adică să-l determine să facă cât mai multe lucruri ca el să poată să fie popular prin ceea ce face în mod pozitiv, prin creativitatea lui, prin performanța pe care o are, nu neapărat școlară, dar performanță în diverse domenii sau domenii artistice sau domeniul care îi place foarte mult, și atunci acea popularitate poate să fie un punct de plecare și un sprijin pentru o viitoare profesie sau viitor domeniu în care să exceleze. Vă mulțumesc tare mult că încheiem săptămâna alături de dumneavoastră și vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Oricând mă invitați. Am ajuns și la final de emisiune. Eu cred sincer că ați învățat de-a lungul timpului foarte multe lucruri alături de noi și simt că cei care au devenit cumva publicul nostru fidel nu regretă faptul că ne urmăresc, pentru că în realitate aici la Matinal aveți ocazia să vă descoperiți, să aflați lucruri pe care nu le știați, să plecați în weekend cu un bagaj de cunoștințe pe care le-ați acumulat în timpul săptămânii și să le spuneți prietenilor: hei, uite, e un matinal la Metropola TV și acolo se discută lucruri interesante, lucruri care contează în viața de zi cu zi, lucruri pe care o să le aflați și săptămâna viitoare, timp în care o să discutăm tot așa despre suflet, despre călătorii, despre pasiuni, despre noi. Dar nu vă las singur chiar acum. Vă las cu doctorul de permise, pentru că aici învățăturile la Matinal nu se termină absolut niciodată. Vorbește doctorul de permise despre gâtul de lup sau cum nu ne asigurăm la stânga. Știți că nu facem mișcarea aceea să ne asigurăm când schimbăm banda și nu vedem punctul mort de unde trece o mașină și ne speriem și tragem repede de volan? Ei bine, e ceva ce merită învățat pentru siguranța noastră. Vă aștept și săptămâna următoare de la 9 fix, luni dimineața, iar pe mai departe vă las alături de doctorul de permise, așa cum v-am spus, și alături de frumoasa și minunata mea colegă Andreea Frățilă, sau, așa cum o știți la noi la Metropola TV, Frății află tot. Aveți încredere în voi, aveți încredere în bună dispoziție și în zâmbetul vostru și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Zi minunată vă doresc! Salutare! Bine ați revenit pe Doctor de Permise! Alex sunt, ca de obicei, iar astăzi vorbim un pic despre gâtul de lup. Cu siguranță ați auzit toți despre această afecțiune. Este o denumire populară, așa că nu există cineva care să nu o știe. Și practic, cum se manifestă această afecțiune? Păi, foarte simplu. Nu mai putem roti gâtul, nici stânga, nici dreapta. Ar trebui să ne întoarcem cu tot corpul pentru a vedea ce se întâmplă în lateral. Acum, fac asocierea asta de cuvinte și jocul ăsta de cuvinte pentru că la o scară mai mică și voi faceți la fel în trafic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când am devirat stânga, uit să privesc și pe geamul lateral. Eu nu am doar parbrizul. Și una dintre obligațiile mele atunci când mă pun în mișcare și plec la drum este chiar aceasta, ca toate geamurile mele să fie curate. Toate suprafețele vitrate trebuie să fie curate și să existe vizibilitate la nevoie, da? Atunci când noi trebuie să întoarcem capul, să avem vizibilitate din toate părțile. Ce observ eu că fac unii dintre cursanții mei este că pe un viraj stânga, într-o intersecție, să zicem, cu două benzi sau chiar și una mică, așa cum o să vă arăt imediat, cursanții mei sunt foarte preocupați de ce se întâmplă în față, de mașinile care vin, și uită să mai verifice lateralul, adică acolo unde eu îmi doresc să intru. Și se întâmplă următorul aspect: stăm, în momentul în care am virat, pe parbriz mă uit și hop, n-am intrat bine, sau sunt mașini parcate, sau ce ar trebui de fapt făcut? Foarte simplu, imediat am să vă demonstrez. Pe virajul meu stânga, ceea ce cei mai mulți dintre voi faceți, azi este sâmbătă, trafic nu-i destul, dar în principiu mașina din față, observați această mașină de școală care așteaptă să dea prioritate celor care vin teoretic din față și își continuă deplasarea pe direcția înainte. Noi evident că dăm prioritate. Faceți, vă uitați atât de mult aici și când ați ajuns aici la trecerea de pietoni, fie vă duceți în stația de autobuz sau sunt mașini parcate aici, fie aveți pietoni în traversare, situații care vă surprind de fiecare dată.
Și atunci, ce vă sfătuiesc eu pe voi, de fapt, să faceți? Și aici ar putea fi vorba de același lucru, da? Pe viraj stânga, aștept să dau prioritate mașinilor. Atât de mult pierd timp uitându-mă în față, că nu am timp să văd ce e în lateral. Și de multe ori, poate că pe viraj stâng, mă urc pe o mașină de aici. Da, o mașină care și ea, la rândul ei, așteaptă pentru a da prioritate celorlalți. Sfatul meu pentru voi, și am să repet virajul, mă învârt de câteva ori pe aici. Sfatul de astăzi, da? Lucru cu care eu vreau ca voi să rămâneți în urma acestui video, este că în timp ce așteptați pentru a acorda prioritate celor din contrasens, aruncați-vă ochii și în lateral. Pregătiți-vă. Ce înseamnă să vă pregătiți? Păi înseamnă, în primul rând, să duceți mașina în treapta 1, treapta de care voi aveți nevoie, pentru a continua, evident, odată ce v-ați oprit, da? Când mașina ajunge la full stop, trebuie să dăm treapta 1 pentru a o pune în mișcare. Și în al doilea rând, vom avea vizibilitate și vom ști ce trebuie să facem dincolo de viraj, pentru că nu e suficient doar să plecăm din loc când nu vine nimeni din contrasens. Mai trebuie privit și către pietoni, să vedem dacă sunt pietoni angajați în traversare, și mai trebuie privit și exact unde ne încadrăm, pentru că știm cu toții că mașinile sunt parcate de foarte multe ori greșit, ca să nu spun alt cuvânt. Da? Deci nu este ok. Și atunci, pentru a ne adapta, totuși, nu putem să ne plângem de milă la infinit. Asta este, la asta trebuie să ne adaptăm, la asta trebuie să vă așteptați odată ce ieșiți singur în trafic. Da? Repetăm. Manevra. Din tot șirul ăla de mașini care se apropie, eu nu știu care vrea să vireze stânga aici sau care vrea pe direcția înainte. Și atunci mi se pare normal și justificat ca un elev să piardă vremea, cu ghilimele, da? Să stea aici, să dea prioritate tuturor. E, în acest timp, uitați-vă așa în lateral. Verificați dacă avem pietoni în traversare și pregătiți-vă pentru strada pe care urmează să intrăm. Nu este totul a da prioritate mașinilor din contrasens. Repet, aveți nevoie și să dați prioritate pietonilor și să vă încadrați corect. De asemenea, unul dintre riscurile de viraj stânga fără să mă uit unde urmează să pătrund și singura mea grijă să fie cei din contrasens, este să mă încadrez unde nu trebuie, să mă încadrez în cazul meu pe linia de tramvai. Aici am un exemplu și vă voi mai da unul un pic mai târziu, da? Deci mă uit aici, încerc să învârt de volan și mă trezesc, hop, pe linia de tramvai. Păi nu asta vreau. A? Și încă un caz în care mi observ cursanții că nu se încadrează potrivit, pentru că în situația asta avem de-a face cu o pornire în rampă și cei mai mulți dintre ei, cel puțin la început, se stresează foarte tare vis-a-vis de această pornire în rampă, despre care noi am mai vorbit pe canal și găsiți două videouri, plecarea în rampă atât din pedale cât și cu ajutorul frânei de mână. Și să revenim acum la situația noastră. Suntem atenți la semafor, suntem atenți să pornim corect în rampă, iar odată ce am pornit și am pus mașina în mișcare, tragem de volan stânga. Ce se întâmplă de cele mai multe ori? Cursanții mei încearcă sau își doresc să intre pe linia de tramvai. Observăm acolo, avem două indicatoare. Unul de accesul interzis, pentru că e contrasens, evident. La mijloc există un gol, există un loc și este și betonat, se poate intra cu mașina pe acolo. Dar voi aveți un indicator în capătul celălalt, aproape de margine, care spune ocolire prin dreapta. Acolo ar trebui să pătrundeți voi. Numai că pe viraj nu mai reușiți să faceți, să faceți diferența. Și chiar dacă îl vedeți până procesați și până vă dați seama ce vă spune acel indicator, e târziu și v-ați încadrat cu mașina pe linia de tramvai. Deci nu este suficient să privim doar în față și să ne concentrăm prea tare pe pornirea în rampă, pentru că de cele mai multe ori sfârșim aici. Noi aici ar fi trebuit să ne încadrăm. Asta a fost pentru astăzi. Drumuri bune și la revedere sau reauzire.